știți, pe dispoziția domnului primar, a fost convocată ședința Consiliului Local în data de astăzi, 22.06.2021, un singur proiect de hotărâre pe ordinea de zi și anume aprobarea organizării și desfășurării manifestării Sărbătoarea Cireșului în anul 2021, în ziua de 27.06.2021. În mapele în care am primit invitațiile, avem și referatul de aprobare, avem și referatul privind stabilirea desfășurării datei și raportul de specialitate, precum și incidența acumulată la data convocării ședinței, care este 0 pentru Cuciniști. Am primit de la, am făcut o cerere la prefectură și am primit în data de la DSP și la primărie și la prefectură și în data de 17 la ora 15, la ora 17:40, nu mai dețin ora, am primit de la, prin prefectură de la Direcția de Sănătate Publică OL, cum putem desfășura, cum se poate desfășura manifestările legate de sărbătoarea Cireșului. O aveți acolo sub referatul sau sub hotărâre și sunt anumite reguli pe care trebuie să le urmăm. Noi am vrut și domnul primar și am încercat să aducem și un spectacol, dar regulile nu ne-au permis. De ce nu ne-au permis? Pentru că teatrul nostru de vară are în jur de 200 de locuri. Ei zic că trebuie să fim la 70% din capacitate, dar să-i punem la 2 metri. Nu făceam decât rău oamenilor, pentru că nu cred că puteau să intre mai mult de 50 de persoane. Și atunci, cine să intre, cine să se uite. Drept urmare, am venit cu proiectul de hotărâre. Domnul președinte, vă rog să citiți proiectul de hotărâre. Aici? Nu puțin nu. Deci, proiect de hotărâre pentru la aprobarea organizării manifestării Sărbătoarea Cireșului din anul 2021, în ziua 27.06.2021. Prezintă un context. Am făcut prezentarea mai devreme, aia era prezentarea pe care m-am spus. Și proiectul de hotărâre îl aveți acolo. De referitor la aprobarea organizării și desfășurării manifestării Sărbătorii Cireșului în anul 2021, în data de 27.06.2021. Centrul Comunei Cucinișul, județul Olt. Articolul 1. Consiliul Local Cucinișul a convocat manifestarea Sărbătoarea Cireșului să se desfășoare cu comunitate cu puterea numărul 636-6-2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor de pandemie de COVID-19. Articolul 3. Prezentarea hotărârii se comunică prin intermediul secretarului Comunului Bucinișul. Bucinișul, în termenul prevăzut de lege, privat Comunului Bucinișul, instituției protecției județul Olt și departamentul Comunului Sănătate și referitul cultural din cadrul Comunului Bucinișul. Avem aici pe referitul cultural, care a făcut și un referat, să vă dea citire. Te rog. Referat privind stabilirea datei desfășurării Sărbătorii Cireșului anul 2021. Subsemnat pe care i-a referit cultural la Camerul Cultural Bucinișu, m-a dus la cunoștință că în viața unei comune, anumite date din calendar primesc o încărcătură simbolică. Majoritatea comunelor din România organizează ample manifestări sub denumirea generică de zilele comune. Organizarea Sărbătorii Cireșului presupune manifestări cu încărcătură istorică și simbolică pentru comunitatea noastră, care se bucură de participarea sutei de bucinișari și nu numai. Necesitatea și oportunitatea organizării unui astfel de eveniment, promovarea produsului istoric al comunii, prilej de întâlnire și revedere între locuitorii comunei. Finanțarea cheltuielor pentru organizarea Cireșului, date este cazul, se face de la bugetul local, din alte surse prevăzute de legislația în vigoare. Evenimentul cultural Sărbătoarea Cireșului
prilejuit de zilele Comunei Bucinișul, propun acum organizat în perioada 27-6-2021 în centrul Comunei Bucinișul, a doua luminte de Rusalia Ocălina. Potrivit prevederilor articolului 1.12 din anexa numărul 3 a hotărârii Guvernului numărul 636 din 12-6-2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu 12 iunie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acestea pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în condițiile punctului 8, la nivelul localităților, în incidența acumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3 la 1000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau altor evenimente culturale sunt permise cu participarea unui număr mai mare de 1000 de spectatori, cu asigurarea unei suprafețe de 2 metri pătrați pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, în condițiile stabilite prin ordin comun al Ministrului Culturii și al Ministrului Sănătății, emis în temeiul articolului 44 și al articolului 71 aliniatul 2 din legea 55/2020, cu modificări și completări ulterioare. Având în vedere faptul că incidența la 1000 de locuitori a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 cumulate pe ultimii 14 zile la nivelul localității Bucinișul, județul, conform comunicatului Direcției de Sănătate Publică din data de 14-6-2021 este 0, precum și prevederile legale mai sus menționate, propun aprobarea proiectului referitor la organizarea și desfășurarea manifestării sărbătoarea Cireșului data de 27-6, fapt pentru care propun inițierea unui proiect de hotărâre ce va fi meritat Consiliul Local Bucinișul. Perimetrul acela pe care
vine fiecare comerciant să-l ocupe. Vă spun că dacă este promovată sărbătoarea comună de la artiști, și avem artiști chiar cu renume în satul acesta, nu cred că o să se închesuie să vină la sărbătoarea comunei, asociată și cu băgiul, este adevărat, și să percepem și taxe. Pentru perimetrul ăla în care comerciantul vine și ei 5 lei, nu știu, ei 10 lei, că doar nu o să-i dăm tot noi cum ne-am dat până acum curent. Și este un beneficiu care se dublează în folosul comunei. Și vă spun că dacă știe Rotunda, Bucinișul, Caracalul, că vine Doina Oiului, că vine doamna Gheorghița Nicolae, că vin fetele din Bucinișul care știu să-și promoveze și ele prin cântec popular comună, și că mai există și astfel de manifestări care se pot desfășura mai degrabă la Teatru de Vară decât în Cămin. S-au făcut și la Cămin, dar s-au făcut așa când mai era domnul Mitre, când mai era... Da, înțelegeți? Eu cred că aia e cu adevărat sărbătoarea comunei și cu adevărat sărbătorim. Cu valoare istorică, cu tradiție, cu tot ceea ce ține de manifestări de cultură artistice. Și sunt convins că am putea să facem lucrul acesta. Atât am avut de spus, deci consider că este... Și eu m-am uitat pe multe hotărâri de consilii. Într-adevăr, domnul secretar, da, se dă după aceea o hotărâre de consiliu prin care se deblochează banii pe, de pe conturi cu tare, cei aprobați în buget. Atât. Exact ce am discutat. Atât. Dar sărbătoarea rămâne, sărbătoarea de Crăciun. Este a doua săptămână. Să știți că eu am cerut asta. Am discutat cu doamna Turică, care se ocupă de noi la prefectură, chiar am discutat. Și dânsa nu știa nici dânsa. A zis o aprobă așa, în momentul ăsta, exact în forma care. Iar după aceea, dacă vrem, funcție și de pandemie, funcție și de ce se întâmplă, funcție și de ce va urma, să revenim cu o hotărâre, să stabilim data. Deci asta a fost discuția de astăzi, de la ora 11. Dacă era o manifestare culturală, automat aduceam la cunoștință o sumă, chiar dacă era Doina Oiului, ca și în anii anteriori când a venit, în care avea un tarif. Și trebuia să-l aprobăm aici în consiliu. Nu, domnul primar, nu mă refeream la altceva. Eu astăzi de 4 ani de zile eu particip la ședințe, în ultimul an de câte am trecut, n-a fost pentru că a fost starea de urgență, dar particip la 3 ședințe de consiliu local, prin care noi hotăram aprobarea sărbătorii Cerșului și plecam acasă. Dar aprobarea așa ca formă, ea n-avea niciun fond, practic. Și vă spun sincer acum, suntem toți de față aici și chiar am auzit la un moment dat expresia unui fost consilier în care a spus, ne-am luat și noi căițarii și am plecat acasă. Vă spun sincer, deci ne-am luat și noi căițarii și am plecat acasă. Și dacă consilierul spunea lucrul acesta, vă dați seama ce spune jumătate din comună, din punctul ăsta de vedere. Și de-aia atunci spun că dacă tot facem acest act, să nu devină formal, să aibă fund, să aibă conținut, să aibă bani în buget, să aibă manifestare așa cum se pune. Atât am avut eu de spus. Dată fiind situația actuală și neorganizarea unui spectacol, ceva, n-am avut de ce să venim cu precizarea necesară legată de bani și de mutare și... Nu, și asta este, vă spun ceva, de la Bârciu, de la Caracal, a fost Bârci, n-a fost că sărbătoarea Caracalului, că zilele Caracalului sunt alte zile, a fost Bârci. Și de acolo, de la nivelul primăriei, s-au pus în mișcare până și grădinițele, și s-au făcut și spectacole acolo. Deci nu, chestiunea asta cu stare de alertă, cu asta, hai să o depășim, că în momentul ăsta, acum... Puteați asuma chestia asta? Dar vă întreb. Da. Eu vă spun sincer, eu nu l-am sfătuit cu domnul Ioan să nu și asum. Nu, dar noi am făcut adresa. Am făcut adresa, noi am făcut adresa. Nu, putem ști sub altă formă, dacă vreți, și aici sunt de acord. Când am aprobat bugetul, nu am realizat că până la urmă relaxările vor veni,
Și puteam, cu toate că puteam prinde, am mai spus-o și în ședința de comisie, că puteam prinde din fondurile la dispoziția primarului sau ale consiliului local niște bani și puteam ceva acolo. Ziceai, Gigi, mai alaltă, dacă putem face cu cei... O invitație la... Cum îți vine? Cum îți vine? Domn director, vă mai fac, că dată îmi pare rău că am făcut dumneavoastră sintetizat un pic și am înțeles că ați fost cu lucrările. Teatrul nostru de mare are 200 de persoane. Mergem de 70%, vin 140. În 140 se pune la 2 metri. Credeți că e probabil unul de 50 în teatru? Dar nici băi înăuntru nu ne-a dat acolo. Mihai, crezi că... Nu știu că... Cu perimetrul ăla și-a pus cineva problema că a fost organizată de municipiul, organizat de municipiul Caracal. Și-a pus cineva problema pe câți metri pătrați trebuie să stea, o persoană? Era haos. Era haos. Am fost un restit, dar... Au fost un, chiar era haos. Nu ca ora 3, era haos. Era haos. Dar e bălci. Are bălci. E bun el. Și e primul bălci pe pandemie. Deci chiar au fost asta, și asta pe care am văzut bine că... Așa se desprinde la meciurile de fotbal, stau unul în doar. Da. Unul în care? Da. În Ungaria. Dar o dată, în București, cum a fost? Da, București, cum a fost? Da, da, da. 12.000 de spectatori. Da, 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 v-am spus și dat ieri niște de în ședința de comisie, nu știu poate și la Zara Bulos, sau poate vreun primar, săptămâna trecută cu Vlada Izbijene a fost Garda Națională de Mediu. I-a topit. De la comercianți până la primărie i-a topit. Deci ca să știți așa ca idee, pentru următoarea ședințe să analizăm cumva să rezolvăm problema cu gunoiul ăsta, că o să vine să mă întrebe și pe mine și pe domnul primar și pe toți care trebuie să vedeți unde ducem gunoiul. Contract. Și nu știu unde să o ducem. Și nici așa stau 200 milioane mai. Că până la urmă iau și eu, ia și primăria și o să luăm toți. Și ca persoane fizice. Trebuie cumva să rezolvăm problema asta cu noi. Că vrem, că nu vrem, trebuie să rezolvăm, nu știu. Dar trebuie să ne venim toți să găsim o soluție. Trebuie să luăm operatori. Să găsim, să căutăm, să rezolvăm problema cât se poate de repede. Pentru că suntem toți puși în situația în care suntem pretabili să fim sancționați. Și să dăm din moment că nu avem ce să facem. Deci asta e o problemă care, eu zic că trebuie pentru prima ședință... Și pentru grupile care sunt de și pentru orice, adică sunt chestii urgente. Urgente care trebuie luate în calcul. Asta e o problemă. Și a doua problemă, aș vrea să întreb și eu, cum se pot obține numele de înregistrare pentru utilajele agricole care le avem în societăți? Pentru că facem deplasări pe drumurile publice corect și nu le avem înregistrate. Eu vreau să solicit eliberarea 10 numere pentru înregistrarea utilajelor agricole. Dăm comandă la un atelier dintr-o sală la Slatina, faceți o cerere. Fac o cerere, eu vin. Așa, noi avem un registru, o parte din ele au fost date. Le avem toți. Am luat numele la 12 utilaj. Da. Nu pot da. Și vă punem la dispoziție. Și un certificat pe care aduceți un act. Certificat de înregistrare. De înregistrare, ca să știți. Sunt, dar impozite. Deci, certificat alun. Acel certificat alun, mă refer, care o dată cu numărul trebuie să... Are primit la primărie. La primărie. Dar faceți o cerere, spuneți de câte ori. Acolo cerere, să le găsesc în baza atâtea primării pentru frești din postul de frești și vreau să înțelegeți numele de înregistrare și taloane de înregistrare pe frești. Alea cu lente? Lente, cine care nu sunt? Lente nu cred că e vreo evidență. Alea lente, tractoare și ăștia nu cred că sunt. Dacă nu sunt declarate la registrul agricol, nu e vreo evidență. Alea lente care sunt matriculate sunt evidențiate. Nu cine dar alea lente nu cred că sunt. Cele care sunt în evidență, cele care nu sunt evidență, sunt declarate. Da, aia. Să răzi că sunt, dar nu sunt niciun problem. Cele care sunt, eu am și lente care sunt în evidență. Am și altele care nu sunt. Care nu sunt. Da. Domnul secretar, supuneți pe aprobare procesul de vară. Asta vreau să fac. Haideți să... Ați citit că... L-am citit. Este un proces de vară care a fost modificat de 4 ori. Nu. L-am modificat în urma discuției și dumneavoastră. Mai spuneți-o. Vă rog, continuați să ziceți. Eu vă spun că trebuie să redactați procesul verbal așa cum reziți din înregistrare. Nu cum vreți să-l interpretați. De asta l-ați înregistrat, ca să-l înregistrați, să-l redactați așa cum reziți din înregistrare.
Acum, dacă fiecare interpretăm o înregistrare, să știți că nu e bine. Eu nu am uitat. Adică, o înregistrare care ați avut-o dumneavoastră, o am și eu pe telefon. Evident. Și ce să întâmplă dacă e ceva? Pe care l-ați modificat de 3 ori, cum să veniți în afața conturilor, nu corespunde cu ceea ce e pe înregistrare. Anumite aspecte, nu toate. N-am spus întotdeauna, dar anumite aspecte. Și tocmai de asta vreau să vă spun că e bine să redactați așa cum trebuie. Pentru că dacă nu redactați așa cum trebuie, ne vedem în situația în care să solicităm prefectului să-i pună la dispoziție înregistrare și poate să vă redactați de dumneavoastră în forma în care doriți. Exact. Gata? Fără nicio problemă. Nu. Unde mai aveți în deci, vă rog să citiți. Nu trebuie să avem nelocuri. Dumneavoastră trebuie să respectați. Eu respect, dar nici nu pot să scriu cuvânt cu mot amot o ori. Dar nu trebuie să se respecte. Este normal. Domnul secretar, nu trebuie să se respecte. Dar nu nu știu cum și ce. Ascultă înregistrare și să vă dezbate. Ascultați de acolo de mot amot. Și pot să spun. Dar cum redactați așa niște discuții mot amot, puteți să ne dați și pe la undeva specificat, să ne înțioasă procesul verbal. Iar dumneavoastră acolo a spus că e părerea mea, nu e părerea mea. Eu v-am dat carul legal. Și nu mi-a, nici acum, mi-a spus tot așa pe lângă el. Păi, dar am cum să formulez, e doar părerea dumneavoastră. Dumneavoastră vă reprezentați majoritatea consiliului. Nu, nu părerea mea. Eu v-am spus ce scrie în lege, nu părerea mea. Dumneavoastră v-ați exprimat în lege. Domnul comisar, dumneavoastră și domnul consilier, dumneavoastră v-ați exprimat punctul de vedere al dumneavoastră. Sigur, un punct de vedere al legii. Și eu am zis ceva acolo, după părerea dânsului, exact așa am formulat. După părerea dânsului, ședința de consiliu a fost... Ați ascultat înregistrarea întreagă? Da, am ascultat. Ați mai modificat ceva pe acolo. Am modificat ce a zis dumneavoastră. Să vă redactez ultima pagină, să vă trimis, să vedeți că am ce sună în... Nevoie pe medică. Dacă vreți așa... Am înregistrare și dacă vreți o ascultăm împreună. Bun. Pot să fac chestia asta. Filmarea asta o ținem pentru... Și dacă... E sau punem la dispoziția oamenilor pe site. O să punem la dispoziția oamenilor pe site. Nu așteptăm să ne uităm. Aveați filmul, o să apară. Vă stați liniștit. Asta seara la ora 12 o să apară. Păi, dar în fiecare seară mă uită. Asta vine la spus. O să vedeți. 3 săptămâni. Pentru că a fost MP4 filmat, așa că e modificat. Procesul verbal de redactație de 5 zile și până... Vedea afișat în noapte, în seara de după ședință. Vă rog frumos să vedeți. Este și proces verbal de afișare. Este bun să se afișe. La primărie. Din incinta primăriei. Nu. Păi nu. Avem panouri de afișare și aici și la satul 1. Afișați și aici și la satul 1. Cum să-l afișăm și la satul 1? Afișați la ambele panouri de afișare. Dacă asta este dorința dumneavoastră, le afișăm și la satul 1. Nu, că pot să citească și aia de acolo să citească la centru, că poate nu pot să vin. Eu vă spun și v-am spus și atunci și ieri v-am spus, am stat și am făcut 3 ore și la afișați. Mă rog, dumneavoastră nu ați afișat. Ba da, este afișat. Asta e un punct de vedere. Noi nu l-am văzut, eu nu l-am venit să vedem. Da, ați venit la primărie să vedeți. Păi nu, eu nu l-am dat. Eu am un număr de registrare de în seara aia și afișat. Domnul director. Nu, dar nu e corect să-l afișez doar la primărie, pentru că oamenii nu trebuie să vină la primărie să citească procesul verbal. Există mai multe posibilități printre care și avizierele care există și la Biciuniciu și în centrul comunic. Trebuie să ai neapărat o problemă la primărie să vii să citești ce se întâmplă. Bun, am înțeles. Dorința de mine asta să te duci în primărie să citești ce se. Și mai am și o întrebare. De ce? Mie e clar. De ce apar proiecte astea de numărul 857? Pentru că au număr de registrare. Proiectul de hotărâre nu este ca proiect pe care îl inițiază domnul primar. Și se transformă în număr de hotărâre. Da. De cât sunt înregistrate? De cât s-a înființat primărie sau de la sfințitul oamenii? Nu. Este pe, ele se înregistrează în registrul primăriei. Da? Registrul intră ieșit. Îi dăm număr din registrul primăriei. Iar el vine la dumneavoastră cu numărul ăsta la Consiliul Local și aici se transformă în hotărâre de Consiliul Local. Cu număr de la primărie. Bun. De la inițiatorul proiectului. De ce se numește registrul de intrare ieșit? Am înțeles. Dar ea se numește hotărârea numărul cât? 833. Dacă vă uitați în procesul verbal de ședință. Numărul 17. Scrie așa. Așa. Proiectul de hotărâre numărul 830 din data de 28-a 5-a, da, referitor la alegerea președintelui de ședință, proiectul de hotărâre este aprobat 11 voturi din 11 consilieri. Se vede hotărârea numărul? Și proiectele se înregistrează în urmă. Deci, după aceea, a început anului până la sfârșitul anului. Absolut. Și ele se numerotează ca și hotărâre. Dacă mai aveți ceva? Vă mulțumim. El îi și vrea să vă ca nu mor. Thank you.
Domnule, vă sunteți cu mașina autonomă? Mașina autonomă. Deci atenție că se registrează. Deci trebuie să fie redactat.